Românii trăiesc din ce în ce mai rău, chiar dacă inflația a scăzut. INSE a anunțat în urmă cu puțin timp că rata anuală a inflației a scăzut în luna iulie la 9,4%, iar cu toate acestea, românii nu par să simtă scăderile de prețuri. Raluca Mândoie ne aduce chiar acum mai multe detalii despre acest subiect, în direct cu noi la știrile dimineții. Bună dimineața, Raluca! Te ascultăm! Bun găsit! Preconizările s-au și adeverit. Institutul Național de Statistică a anunțat în urmă cu puțin timp rata inflației. Aceasta a scăzut de la 10,1% la 9,4%, ceea ce înseamnă că pentru prima dată în acest an avem o rată a inflației de doar o cifră. Însă spun oamenii că acest lucru nu se simte în viața lor de zi cu zi și mai ales în buzunarele lor atunci când merg la cumpărături. De altfel și noile cifre anunțate de INSE ne arată acest lucru, pentru că prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 4,25%. Pe de altă parte, față de aceeași perioadă a anului trecut, s-au majorat cu 0,15% și prețurile bunurilor de consum. În ceea ce privește serviciile, acestea sunt și ele mai scumpe cu peste 11%. Cât despre majorările prețurilor pentru produsele alimentare, cel mai mult s-a scumpit zahărul cu peste 51%, cartofii cu 36,71%, precum și ouăle cu 27,98%. Așadar, oamenii nu simt această rată a inflației mai mică, ba din contră, se sperie de ceea ce anunță guvernul, de planurile pe care le au guvernanții în privința creșterii taxelor și a majorării TVA. Chiar dacă rata inflației a scăzut la 9,4%, BNR preconizează că ar urma să încheiem anul cu o inflație mai mare decât s-ar fi așteptat specialiștii. Se preconizează în acest moment că vom încheia acest an cu inflație de 7,5%, spre deosebire de 7,1%, așa cum credeau specialiștii. De altfel, chiar guvernatorul BNR atrăgea atenția guvernanților că trebuie avută mare grijă în perioada următoare, trebuie să se gândească bine guvernanții la ce măsuri bugetare vor lua și totodată sublinia că nu trebuie împovărați nici afaceriștii, nici micii întreprinzători cu taxe și impozite mai mari.